Festivalul pentru București. Prezentăm programul pentru Bucureștiul viitorului. Prezentăm echipa de Consiliul General Liberal, cea mai tare echipă, oameni tineri, oameni de nouă generație și toate ideile mari care vor schimba oraș. Ați transmis o provocare în urmă cu 48 de ore? O să-l provoc direct pe domnul Nicușor Dan la o dezbatere, în termen de o săptămână, să ne vedem, să discutăm pe soluții. Vreau să văd dacă are curajul să se lupte cu mine pe argumente. E normal să ai o dezbatere, să vadă oamenii ce știe fiecare, ce a făcut până acum, ce poate, ce vrea, ce echipă are, ce plan are pentru București. Aveți mai un semn în sensul acesta? Se spune Radio Silence, adică... La finalul acestei seri veți ști că avem un plan, avem o echipă și avem toată energia de a schimba Bucureștiul în bine! Vreau să vă spun de ce candidez. Sunt bucureștean, m-am născut în acest oraș. Am plecat în 2004 pentru studii în Statele Unite și m-am întors în 2016. Constat astăzi că în ultimii ani ne-am pierdut cheful de a trăi în acest oraș. Bucuria de a ne crește copiii în acest oraș. Ne-am pierdut încrederea că Bucureștiul poate să se bată cu orice altă capitală europeană. Am scris această carte, Planul pentru București, care era publicată dinainte să fiu anunțat candidatul Partidului Național Liberal. Ce înseamnă să ai un oraș dezvoltat în care oamenii o duc bine? Cel mai important lucru este că este un tânăr, la fel ca noi, un tânăr pregătit pentru viitor. Este foarte important ca un lider ca el să promoveze și să ajute cumva tânăra generație să ajungă un pic mai în față. Ce înseamnă să ai un oraș în care poți să ai salarii mai mari pentru tine? În care tinerii nu-ți mai pleacă din țară? Ba mai mult, reușești să atragi tu tineri din țară, din alte orașe, din provincie, iată, și să-i ții la București, nu să-i trimiți la Paris sau la Berlin sau la alte părți. A vorbit despre traficul care ne sufocă, despre calitatea aerului care ne fură zile, ore și chiar ani în viață. Se spune că un oraș plăcut e un oraș în care îți lași copilul din mână și n-ai grijă că poate să dea peste el sau peste fetiță o mașină. De aceea, acest proiect, care se numește Tunelul Urban București, TU, înseamnă conectarea nodului capitalei, Piața Presei Libere, pasaje subterane până la Parcul Tineretului și se poate merge mai departe până spre Bergen sau Jilava. Știu că nu se vorbește despre asta, peste 80% din consumul de droguri ilicite din țara asta este în București. În ultimii 10 ani consumul s-a triplat. Într-un oraș neîngrijit este ușor să persiste infracționalitatea. A vorbit despre siguranța copiilor noștri, importantă pentru toți. Dacă pentru traficanți trebuie să avem toleranță zero și trebuie să ajungă la pușcărie pentru mulți ani, pentru copiii noștri, care poate au văzut victimele din asemenea fenomen, trebuie să avem grijă și empatie și să știm ce avem. Al treilea lucru. București civilizat. N-am găsit altele. M-am referit aici la problema apei calde și călătorii din acest oraș. Mi-am servit la Ministerul Energiei, sunt câțiva colegi aici prin sală, și am lansat un apel de 590 de milioane de euro pentru modernizarea rețelei. Sigur, deschis pentru toate localitățile din țară cu sisteme termoficare. Credeți că Bucureștiul a venit în mare amând să absoarbă acești bani? A venit Suceava? Am semnat contractul, încă mai avem niște bănuți. Și o să avem și primar general și o să ne modernizăm și rețeaua termoficare cu banii de la Ministerul Energiei. Fiecare an, bucureștenii au plătit 50 de milioane de euro degeaba pentru căldură și apă caldă. 50 de milioane de euro. Sebastian Burdujea este unul dintre cei mai bine pregătiți tineri pe care are astăzi România, dacă nu vrem să fim modești, și cred că avem nevoie să arătăm bucureștenilor că ne dorim o schimbare pentru viitor. Vă simțiți în situații tensionante sau în momente agitate? Extrem de calm. Extrem de calm, caut o soluție, găsim soluția și ne certăm. E cea mai bună variantă.
avem pădurea Băneasa. Pădurea Băneasa care este, așa cum mulți știți, pentru că a făcut acțiuni de ecologizare acolo, un fel de groapă de gunoi pentru unii și alții. În pădurea Băneasa se taie ilegal. Dacă nu știați, cercetați. Cum rezolvăm lucrurile astea? Codul silvic îți permite să transformi o pădure în pădure parc, într-o pădure urbană. Am văzut lucrul ăsta și în Germania, am văzut lucrul ăsta și în Franța, am văzut lucrul ăsta și în statele de la de aici. Ajung și la ultimul punct. Sigur că e unul de suflet. Îi zicem Bucureștiul digital. Am fost ministru al digitalizării și probabil vă amintiți, în 6 luni de zile împreună cu Ministerul Afacerilor Interne am reușit să digitalizăm cazierul judiciar. Un document care în fiecare an era cerut de peste 1 milion de români. În primirea capitalei nu s-a digitalizat nimic. Pe de altă parte, la sectorul 6, avem Ciprian Ciucu, primar liberal, și o primărie fără hârtie. Nu se trebuie nimic, decât puțină voință să faci un site în care cetățeanul găsește absolut toate informațiile de care are nevoie la un pic distanță. Și tot la București Digital vreau să vă mai vorbesc despre un proiect de suflet, care se numește Fabrica de Unicorni. E ultimul pe care îl prezint. Fabrica de Unicorni s-a întâmplat la Istanbul. Primăria de acolo a luat o zonă industrială veche, o fostă fabrică, și a transformat-o într-un club pentru start-up-uri. Arată senzațional. Avem foarte multe spații în București care se tratează la asta. Acestea sunt elementele unui plan pentru București. Și n-am vorbit încă de educație, n-am vorbit de sănătate, sunt multe alte lucruri de care orașul acesta are nevoie. Dar mai mult decât orice, mai mult decât orice, are nevoie să-și regăsească bucuria de a fi, bucuria de a crește, bucuria și mândria de a fi capitala României. Și mai are nevoie de ceva? Are nevoie de o super echipă! Bine să mă bag în asta. Și m-am gândit. O să pot să mă uit la mine și să-mi spun că am făcut ceea ce trebuie în viața mea. Ăsta-i testul obiunții. Noi ne-am asumat, ăștia suntem, le dorim tuturor bucureștenilor ca la finalul zilei de 9 iunie să treacă testul obiunții ca cetățeni, să se uite în oglindă, să se întrebe, am făcut ceea ce trebuie, mă reprezintă oamenii pe care i-am ales, sunt cea mai bună opțiune pentru acest oraș, pentru copiii noștri, în București. Să avem victorie, înainte împreună!